Printre personalitățile care au onorat cu prezența lor actuala ediție a Salonului Hunedoran al Cărții s-a numărat și istoricul, diplomatul, managerul Bibliotecii Naționale a României, Adrian Cioroianu, care și-a lansat cartea Frumoasă era Sena pe sub florile mele. Printre personalitățile care au onorat cu prezența lor actuala ediție a Salonului Hunedoran al Cărții se numără istoricul, diplomatul și managerul Bibliotecii Naționale a României, domnul Adrian Cioroianu, care și-a lansat cartea Frumoasă era Sena pe sub florile mele, apărut în acest an la Curtea Veche Publishing. Cartea este o veritabilă declarație de dragoste față de Franța, față de Paris, față de limba franceză, față de tot ce a însemnat și înseamnă spiritul francez și civilizația franceză. În perioada 2015-2020, Adrian Cioroianu a ocupat funcția de ambasador al României pe lângă UNESCO, sediul acestui organism al ONU fiind la Paris. Dincolo de activitatea instituțională, timp de 5 ani, Adrian Cioroianu a fost și un observator fidel al vieții și realităților franceze, iar cartea pe care a scris-o este un veritabil caleidoscop redat în mici eseuri, care ne oferă imagini fidele despre tot ceea ce au însemnat anii petrecuți de el pe malul Senei. Cum l-a surprins eu a fost între terorismul din 2015 și pandemia din 2020. Deci, practic, l-am prins între două fragmente mai delicate din istoria lui. Dar, mă rog, una peste alta e un oraș pe care românii îl iubesc oricum. Și cu teroriști, și cu microbi, și cu virus. Paris e un oraș pe care îl iubim. Întâlnirea cu Adrian Cioroianu la Salonul Hunedoran al Cărții, dar și discuțiile libere cu publicul au reprezentat un eveniment cultural care i-a impresionat pe cei prezenți, iubitorii lecturilor de calitate. Bucur foarte mult să mă aflu la acest salon de carte pe care îl îndrăgesc și la care am participat an de an până la pandemie. Chiar spuneam că atunci a fost cea mai caldă toamnă și acum o toamnă frumoasă a revederii, a poeziei și a cărților așteptate. Venind aici, domnul Adrian Cioroianu, prezentându-și cartea, m-a făcut să visez la frumusețile Parisului. Am evocat totdeauna acest salon de carte și pe domnul director, Sebastian Bara, care este un manager desăvârșit. Mi-ar plăcea să zic precum spun, să spunem, nu știu, vechii români, director de instituție, pentru că este cu trup și suflet, lucrează la monografii minunate, tot colectivul și prezent și din trecut, lucru care m-a impresionat pe mine ca editor. Și în al doilea rând, ne face să cunoaștem frumusețile acestui județ de poveste care acoperă toată istoria României de la partea getică până la cea contemporană, trecând prin Evul Mediu, cetatea care arată superb. Toată admirația și mulțumirile. Prezentarea cărții a fost urmată de un dialog cu istoricul Adrian Cioroianu și în final de o sesiune de autografe.